să mă opresc la comisia ministerială sau comisia care a fost instituită de către Ministerul Sănătății în scopul examinării cazului de deces al fetiței de 2 ani și 4 luni, Mirela Gaur, care a decedat pe 20 ianuarie în cadrul instituției medico-sanitare publice Spitalul Clinic Municipal de Copii numărul 1. Deci, comisia a făcut o analiză obiectivă și multilaterală a documentației medicale și a investigațiilor anatomo-patologice și a stabilit că copilul Graur Mirela a suportat o infecție respiratorie virală acută, severă, complicată cu sindromul Reye, determinat de encefalopatie toxico-infecțioasă, distrofie adipoasă a organelor interne și dezvoltarea uremiei. Pe fundalul hepatitei cronice virale C, citomegalovirus, stări de imunodeficiență dobândită, stovurări metabolice, care în asociere cu preparatele cu adversități hepatotoxice au determinat decesul inevitabil a copilului. Astfel, opinia comisiei privind tanatogeneza bolii coincide cu concluzia medico-legală. În același timp, comisia indică asupra neajusturilor depistate în cadrul examinării cazului. 1. Standardele medico-economice aprobate de Ministerul Sănătății privind investigațiile și tratamentul copilului s-au realizat incomplet. Personalul medical de gardă a supravegheat copilul insuficient în dinamică. Asistenta medicală de gardă a realizat tratament copilului fără consultul medicului de gardă. Management rezervat al instituției privind organizarea activităților medicale în decursul orelor nocturne și a zilelor de odihnă și în cadrul sectorului de asistență medicală primară nu s-a apreciat deficitul ponderal a copilului și nu s-a programat o recuperare adecvată.